rămas în știrile Agro TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! La acest moment, Federația Națională a Galurilor are în portofoliu un număr de circa 12.000 de proiecte. Entitatea acoperă undeva la 93% din spațiul rural. Principalele linii de finanțare au vizat dezvoltarea fermelor, investiții în turism, servicii non-agricole, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea de asociații și de cooperative. Recent, la Arad, președintele Federației a anunțat un nou instrument pus la dispoziția fermierilor. Consultanța, sistem de consultanță și de sprijin pentru fermieri, advisory service pentru fermieri, reprezintă un element obligatoriu al construcției viitoarei livrării a fondurilor europene, dar și problema funcționării agriculturii și a dezvoltărilor în România. M-am spus cu ocazia conferinței de aici de la Arad că galurile pot fi o verigă, nu neapărat că vor face ele tot acest proces de consultanță și de sprijin pentru fermieri, pot fi o verigă foarte importantă pentru că au un contact direct cu fermieri și au un contact direct cu beneficiarii. Prin urmare, ar fi păcat ca faptul că și-au dezvoltat o bază de date, o infrastructură la nivelul teritoriului, că au contacte cu fermieri, să nu fie valorificat în perioada 2021-2027 în cadrul acestui sistem mai larg de consultanță și servicii de consiliere pentru fermieri. Aici cred că este o oportunitate care nu trebuie să fie ratată. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a acordat finanțare pentru cumpărarea și amplasarea de plase antigrindină pentru aproape 400 de hectare de exploatații pomicole. Valoarea totală a investiției se apropie de 11 milioane de euro. AFIR a încheiat contracte de finanțare cu 412 pomicultori în valoare de 204 milioane de euro prin submăsura 4.1A investiții în exploatații pomicole. Dintre aceștia, 85 au prevăzut prin proiect achiziționarea de plase antigrindină. Rezultatul schimbărilor climatice, dar și cererea pe piața românească a produselor de calitate la prețuri accesibile, au creat necesitatea utilizării tehnologiilor de ultimă generație în sectorul pomicol. Printre acestea pot fi incluse și plasele antigrindină utilizate în zonele cu risc sporit de producere a unor fenomene nefavorabile. Astfel, prin PNDR 2020 au fost prevăzute fonduri inclusiv pentru tehnologizarea exploatațiilor pomicole menite să protejeze livezile și culturile de arbuști. Pentru acest sector vom deschide o nouă sesiune pentru procesarea produselor pomicole prin submăsura 4.2A în a doua jumătate a acestui an, a precizat Adrian Chesnoiu, director general AFIR. În plus, față de proiectele contractate deja, agenția a primit în sesiunea anuală 2019 81 de solicitări de finanțare pentru proiecte de investiții în exploatații pomicole, ce includ plase antigrindină în valoare totală de aproape 8 milioane de euro. La acest moment, solicitările se află în etapa de evaluare și selecție, iar în cazul în care vor fi finanțate, suprafața exploatațiilor pomicole acoperită va depăși 378 de hectare. Potrivit Direcției Județene Agricole Buzău, din cauza secetei din această vară, producția de dovlecei va fi scăzută în acest an cu circa 40%. Astfel, dacă în anul 2018 producția a fost în medie de 35 de tone la hectar, în această toamnă fermierii nu vor strânge pe suprafețele cultivate decât cel mult 20 de tone. Acest lucru a făcut ca prețul dovleceilor să crească spectaculos, atât la poarta fermei, cât și în piețele din țară. După cum se știe, dovlecii au întrebuințări multiple. În primul rând, este vorba despre utilizarea în patiserie și cofetării sau în horeca, fiind un produs inclus în unele rețete. Apoi, dovlecii pot fi folosiți ca adaos nutrițional pentru hrana animalelor din fermă. Nu în ultimul rând, ei pot fi utilizați în mod industrializat la fabricarea dulcețurilor sau de sucuri naturale. În această privință, putem aminti că la Facultatea de Chimie Alimentară a Universității din Galați, la stația pilot cu care este dotată această instituție de învățământ superior din domeniul alimentar, încă de acum 5 ani, studenții, coordonați de cadrele didactice de acolo, au stabilit o metodologie deosebită pentru fabricarea sucului natural de dovleci. Sunt ciudate prin forme și culori, iar gustul este cu adevărat deosebit. Este vorba despre legume care deocamdată sunt cultivate doar în serele stațiunii de cercetare Legumicole Buzău. Roșii mici cât o bomboană, castravetele țepos și frunze de susan, combinate dau o salată pe cât de inedită, pe atât de gustoasă, denumită salata curcubeu. O explozie de vitamine și o ploaie de culori. Preparatul
are la bază doar legume cultivate la stațiunea de cercetare legumicolă din Buzău, care nu au ajuns niciodată în farfuriile consumatorilor. Vedetele din farfurie sunt tomatele. De la tomata clasică roșie la cea galbenă și chiar și cea roz. De asemenea, avem o varietate de tomate tip cherry, cele cafenii, galbene, piriforme și cele rotunde clasice și roșii. Totul se asezonează cu spanac aromat pentru salată și susan sălbatic. Puțină perina și pentru contrast de culoare și pentru că este foarte gustoasă și sănătoasă. Cu coșul de legume încărcat, ajungem în bucătărie. La prima vedere, bucătarul nici nu știe ce are în față, iar pentru a le putea pregăti, mai întâi le gustă. Aceste legume conțin foarte multe minerale, vitamine, antioxidanți, deci practic sunt o peliculă care pornește din interior spre exterior și ne protejează de toate acțiunile un pic mai agresive din ziua de astăzi ale mediului înconjurător. Pentru ca o astfel de salată să ajungă pe mesele românilor, mai este nevoie de ani de muncă din partea cercetătorilor buzoieni, care după ce au obținut fiecare sortiment de legume, trebuie să obțină certificate de omologare pentru a le putea comercializa. Îngrășămintele peliculate au devenit în ultimii ani din ce în ce mai populare în rândul producătorilor de legume din întreaga lume. Testele au arătat că prin utilizarea acestora se pot obține producții mari și de calitate superioară. Ce sunt acestea și ce efect au asupra plantelor, aflați în materialul următor, pregătit de colegii mei pe baza informațiilor oferite de Cotidianul Agricol. Aplicarea unor cantități mici de îngrășăminte este în strânsă legătură cu reglementările oficiale privind poluarea mediului. Folosirea îngrășămintelor peliculate permite reducerea cantității totale de îngrășământ folosit cu până la 25%. De asemenea, acestea necesită o singură aplicare, ceea ce reduce numărul de treceri pe suprafață și costurile legate de forța de muncă. Îngrășămintele peliculate sunt utilizate în culturile agricole și horticole din toată lumea. De aceea, recomandările de fertilizare trebuie să țină cont de condițiile climatice specifice fiecărei regiuni. În funcție de longevitatea produselor în eliberarea de nutrienți, pot fi fertilizate atât culturi cu ciclu scurt de vegetație, cât și culturi cu ciclu prelungit. Produsele peliculate folosesc diferite tehnologii, cum ar fi poli-S sau pelicularea cu rășini biodegradabile. Longevitatea produselor este asigurată de grosimea stratului cu care sunt peliculați nutrienții, iar viteza de eliberare a lor este condiționată doar de temperatura solului. Utilizarea fertilizanților peliculați oferă numeroase avantaje, precum asigurarea nutriției echilibrate pe tot parcursul perioadei de vegetație și un conținut de săruri scăzut și stabil. De asemenea, se obțin producții de o calitate superioară. România produce anual în medie 22.000 de tone de miere. Conform datelor Asociației Crescătorilor de Albine, în ultimii ani, consumul de miere a înregistrat o creștere de 15%. Chiar și așa ne aflăm la coada clasamentului la nivel european. Din păcate, tot din cifrele statistice se vede că românii consumă în fiecare zi 70 de grame de zahăr și doar 3 grame de miere. Și acest fapt se întâmplă în condițiile în care tot mai mulți apicultori livrează pe piață miere ecologică. În mod normal, produsul ecologic este un produs de calitate pură. Nu este un produs contrafăcut. Toată lumea dintre colegii apicultori spun de ce mierea mea nu e bio, că și eu am albine. Ei, dar legislația, analizele, tratamentele care se folosesc sunt toate ecologice certificate la nivel mondial. Nu poți să fii un producător de miere ecologic dacă nu ești un producător serios. În ziua de astăzi, ca să poți să supraviețuiești ca apicultor în domeniul apicol, trebuie să fii serios și să produci o marfă de super calitate. Oricum, produsul ecologic numai de super calitate există. Nu există două standarde, decât unul singur. M-am născut în domeniul apicol și când am început prima conversie în domeniul apicol, mi-a fost foarte simplu. Deci a trebuit doar să schimb tratamentele pentru paraziți. Nici când am fost cu stupina în convențional, noi, familia, nu am folosit zahăr aproape deloc. Unul dintre marile avantaje ale apiculturii ecologice este că trebuie să fii un om serios, să faci deplasări cât se poate de multe pentru a putea obține o cantitate
și o varietate de miere suficientă cât să poți oferi pe târguri. Și datorită anului acesta, care cantitățile de miere au fost foarte slabe, nu putem să ne descurcăm din punct de vedere financiar doar vânzând produsele cu amănuntul. Comisia Europeană a publicat recent raportul pentru aplicarea normelor în materie de concurență în sectorul agricol. Conform Agerpres, acest document îi poate ajuta pe fermierii europeni să obțină condiții și prețuri mai bune atunci când își vând produsele agroalimentare. Normele Uniunii Europene, detaliate în acest document, interzic acordurile privind stabilirea prețurilor, dar și acordurile pentru împărțirea piețelor spre crearea unui monopol. Acest raport evidențiază modul în care legislația din domeniul agricol și dreptul concurenței merg mână în mână, în vederea obținerii unor rezultate mai echitabile și mai eficiente, atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Să nu uităm că fermierii au un statut special în ceea ce privește dreptul concurenței. Organizațiile de producători recunoscute îi pot ajuta să își consolideze poziția în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, a declarat comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan. Autoritățile europene de concurență au efectuat aproape 200 de investigații în sectorul agricol, iar mai mult de o treime dintre acestea i-au vizat pe prelucrătorii de produse agricole, fermierii constituind cel mai numeros grup de reclamanți. În ceea ce privește protecția pieței interne, una din principalele constatări ale raportului este că unele state membre au încercat uneori să restricționeze importurile de anumite produse agricole din alte state membre. Mai multe autorități europene de concurență au investigat o serie de acorduri colective, în baza cărora, de exemplu, fermierii dintr-un anumit stat membru au încercat să-i împiedice pe omologii lor din alte state membre să își vândă produsele și au pus capăt respectivelor acorduri. Uniunea Europeană a semnat două acorduri de liber schimb, respectiv protecția investițiilor cu Vietnamul. Sunt cele mai ambițioase de acest gen semnate vreodată cu o țară în curs de dezvoltare. Măsurile sunt menite să elimine taxele vamale între cele două blocuri aproape în totalitate, într-un interval de timp de 10 ani. Consiliul Uniunii Europene a adoptat decizia privind semnarea a două acorduri între blocul comunitar și Vietnam. Astfel, mai bine de jumătate dintre taxele vamale vor dispărea de îndată ce acordul de liber schimb va intra în vigoare, urmând ca restul să fie eliminate treptat în următorii 10 ani. De asemenea, vor dispărea multe dintre barierele netarifare din calea comerțului cu Vietnamul, iar piețele serviciilor și achizițiile publice vietnameze pentru companiile din Uniune se vor deschide. Vietnamul se angajează să pună în practică standardele de bază ale Organizației Internaționale a Muncii, dar și convențiile ONU. Vietnamul este al doilea partener comercial blocului comunitar european în cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, după Singapore. Principalele produse importate de europeni din Vietnam includ echipamente pentru telecomunicații, îmbrăcăminte și produse alimentare, în timp ce Vietnamul importă în principal echipamente de transport sau produse chimice și agricole. Oile de Camerun, deși provin din Africa, sunt crescute în Europa de peste 3 decenii. Este o activitate profitabilă datorită randamentului foarte bun pentru producția de carne. Aceste ovine sunt ușor de crescut, nu sunt pretențioase și se adaptează foarte bine la clima din Europa, implicit și la cea din România. Din păcate, această rasă nu este susținută de autoritățile de la București. Creștem 20 de oi, doar pentru familie, un adevărat spectacol aceste oi, din rasa muflon, oi de Camerun, și sunt foarte rare. Nici cei de la Registrul Genealogic, eu nu pot să le crotaliez, că nu au oi de Camerun. Și nu pot să pun că e oaie țurcană sau... Nu avem. Deci au venit doctorul, au venit de la ANARZ, au venit de la DSV, le-au văzut frumoase. Cum le crotaliem? Nu putem, că sunt rare. Și atunci ce fac? Trebuie să mă mut în altă țară? Deci nu există nicio soluție? Nu există nicio soluție. Să vă spun pe scurt. Această oaie este diferența între vaca Angus și vaca românească. Adică oaia românească, din punct de vedere calitativ al cărnii. Alte trăsături, altă caracteristică, mult mai ușor de întreținut. Toți semisălbatice, mănâncă orice, trăiesc, dar foarte cuminți. Foarte, foarte cuminți. Gândiți-vă că la nivel de Românie
Atenție, sunt vaci din rasă de carne care nu pot fi înregistrate în registrul genealogic și am citit în reviste. Putem să ne uităm pe internet și vedem și trebuie să se mute cu exploatațiile în altă țară, să poată să înregistreze în registrul genealogic, să poată să ia subvenție. Așa e și cu oaia asta de Camerun. Tot așa. Pentru că se săturase de mizeria pe care deșeurile din peturile de plastic le creau în zona lor, o comunitate din Târna Mare, județul Satu Mare, a început să folosească aceste sticle pe post de materiale de construcții. Așa a luat naștere prima tabără cu căsuțe construite din peturi. Soluția a fost foarte bine primită și de elevii care au venit aici în vacanță, dar și de cei implicați în protejarea mediului. La Târna Mare din județul Satu Mare, elevii din localitate au adunat peturile și și-au creat propria lor tabără, tabăra ecologică din localitate. Elevii școlilor noastre participând efectiv prin muncă la acest proiect și iată ceea ce părea un dezastru ecologic, plasticele de care ne lovim la fiecare pas s-au transformat în cărămizi pentru a construi aceste căsuțe ecologice, spații de cazare pentru elevi din țară și chiar din străinătate. Deci e un punct de atracție pentru grupurile de elevi care doresc să vadă un mod ecologic de gestionare a deșeurilor reciclabile. Și chiar și în această perioadă, tabăra găzduiește un grup de elevi din Cumpăna Constanța care apreciază aceste spații de cazare inedite. Este un început, până la urmă, poate și o lecție pentru adulți și nu numai, poate și pentru inginerii constructori, ca tot ce este reciclabil, până la urmă, să îi se găsească o întrebuințare. Cum sunt aceste peturi? Da, sunt proiecte benefice pentru comunitate și cred că ar trebui să se aloce cât mai multe fonduri pentru a putea implementa acest gen de proiecte care, practic, contribuie la salvarea naturii, a tot ce înseamnă spațiu verde și un mediu curat propice vieții în comunitățile noastre. România participă între 5 și 9 octombrie la cel mai important eveniment expozițional din domeniul industriei alimentare. Organizat în Germania, la Kiel, odată la 2 ani, Târgul Internațional Anuga se va afla anul acesta sub genericul Gustă viitorul. Participarea companiilor românești la Târgul Internațional Anuga din acest an este organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în parteneriat cu Rom Alimenta și Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc. Țara noastră va avea la dispoziție o suprafață pentru standuri de 1000 de metri pătrați. Astfel, românii vor prezenta o gamă largă de produse agroalimentare, precum preparatele din carne, produse de panificație și patiserie, produse lactate, dulciuri, fructe deshidratate și congelate, produse apicole bio, băuturi și condimente. Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar produsele au plecat în camioane spre destinație. Ediția anterioară a evenimentului a atras peste 150.000 de vizitatori din toate colțurile lumii. Târgul Internațional Anuga și-a deschis porțile pentru prima oară cu mai bine de 60 de ani în urmă și a devenit în timp punctul de referință pentru industria alimentară din întreaga lume. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți AgroMeteo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi norări și local va ploua, în timp ce în restul teritoriului vântul va fi variabil, iar ploile se vor semnala cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, iar pe suprafețe mici și la cote mai reduse și în zonele mai joase de relief din jumătatea nordică a teritoriului. Minimele termice vor fi cuprinse
în general între 10 și 20 de grade. Mâine, valorile termice vor fi în scădere în toată țara, astfel că vremea va deveni răcoroasă în regiunile vestice, nordice și centrale și normală termic în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 17 și 27 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în sud, centru și est, unde pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va avea intensificări în zonele montane, mai ales pe creste, cu rafale ce vor depăși 80-90 de km pe oră, dar local și la cote mai reduse și în restul teritoriului, cu precădere în sud-vest, nord-est și trecător în est și centru.